Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi continuăm curățenia, marea curățenie în colecția de parfumuri. Știți că am început acest proiect de declutter. Sunt multe parfumuri la care aș vrea să renunț. Vreau să-mi restrâng colecția de parfumuri și poate că o să vedeți o altfel de colecție la un moment dat aici la mine pe canal. Ce vreau eu să vă spun? De această dată am avut mai mult timp să îmi fac niște planuri, să îmi fac curățenie și să mă uit prin parfumuri, să văd ce parfumuri vreau să dau mai departe și mi-am dat seama că am mai multe parfumuri după care pur și simplu nu am întins mâna, nu mi se potrivesc mie 100%. Sunt parfumuri care seamănă cu altele pe care le am în colecție, așa că am renunțat la ele și de această dată am intrat și în colecția de parfumuri vintage și discontinuate pentru că sunt hotărâtă să merg mai departe cu acest proiect. Eu acum am multe parfumuri la care vreau să renunț, însă vreau ca acest video de declutter să fie lunar și lunar să iasă din colecția mea parfumuri, pentru că vor veni și hauluri, vă dați seama că vor intra și alte parfumuri în colecția mea. Asta pentru că eu nu vreau neapărat să colecționez parfumuri, ci vreau să descoper cât mai multe parfumuri și atunci când, nu știu, cred că așa te dezvolți. Asta este părerea mea și cu cât cunoști mai multe, oricum, v-am povestit și în primul video că asta este și nebunia noastră, de a descoperi cât mai multe parfumuri și de a cumpăra altele noi și cam asta este. Am vorbit destul de mult în clipul acela, vă invit să-l vedeți, o să-l pun în descriere. O să încep, le-am pus eu aici pe categorii și o să încep cu niște parfumuri care mie nu mi se potrivesc și de aceea renunț la ele. În primul rând este unul pe care voi nu l-ați văzut nici într-un haul măcar. Este vorba despre Carolina Herrera. Parfumul acesta are piele, pot să-l port, dar n-am întins mâna după el. Nici nu m-a atras foarte tare și el e frumos, dar nu mi se potrivește mie. Nu mă deranjează atât de tare pielea din el cum mă deranjează în alte parfumuri, dar consider că nu are rost să rămână la mine pentru că cu siguranță o să port parfumuri care îmi plac foarte mult și acesta o să rămână tot acolo, așa că renunț la el de acum. Nu l-ați văzut într-un haul, deși eu l-am mai de mult în colecție. Este un parfum, mie mi se pare că e așa, un parfum elegant, delicat, chiar dacă are acea piele în compoziție. Mi se pare și proaspăt pe de o parte. Da, este frumușel, dar nu mi se potrivește mie. Trecem mai departe la un parfum pe care atunci când l-am cumpărat m-a dat pe spate. Însă, purtându-l, mi-am dat seama că nu mi se potrivește și că îmi place, mi se pare unic, mi se pare frumos, dar parcă tot nu e pentru mine și cu siguranță nu o să-l port, așa că o să-l dau mai departe. Este vorba despre Italian Summer Fig de la The Body Shop. Este un parfum care nu se mai găsește, este un parfum foarte iubit și foarte căutat și haideți să vă spun puțin despre note. Are smochină, note verzi, în mijloc avem note florale, șofran și trandafir, iar în bază avem stejar și ambră avem în bază. Este un parfum cumva verde cremos. Este un parfum unic, este foarte interesant, doar că nu este pentru mine și mi-a fost greu să îmi recunosc treaba asta pentru că îmi place cum miroase, dar nu, pur și simplu nu este genul meu de parfum și trebuie să mă desprind de parfumuri.
Următorul parfum este acesta de la Fragonard, care din nou este un parfum foarte frumos, doar că nu mi se potrivește mie. Eu am Rose Lavand de la Fragonard și acela are un trandafir fructat. Aici avem o deschidere fructată, Grenade Pivon se numește el și înseamnă rodie bujor, rodie și bujor. Are o sticluță foarte frumoasă. Deci avem rodie și bujor. Avem bujorul pe care îl regăsim și în Chloe. În mijloc se simte foarte mult partea asta florală pe care o găsim și în Chloe. Doar că în deschidere este cumva fructat, proaspăt. Mie mi-a dat senzația de citrice la un moment dat când l-am testat eu. V-am zis că nu prea l-am băgat în seamă și nu i-am dat prea multe șanse pentru că nu mi se potrivește, însă ca să știți despre el, este un parfum cu un bujor și un trandafir tânăr, proaspăt, delicat, feminin. Avem deschiderea asta cumva fructată, proaspătă, în mijloc avem trandafir și bujor, izul acela pe care îl avem și în Chloe. Și este un parfum drăguț, zic eu, frumos, doar că mie nu mi se potrivește și atunci nu o să-l țin. Și în orice caz am în colecția mea Chloe, pe care o să-l păstrez. Mergem mai departe cu un alt parfum care va pleca din colecția mea. Este vorba despre Daisy Marc Jacobs Oh So Fresh. Este un parfum fructat, proaspăt, pentru vară, un parfum ușor, un parfum diafan și fresh, așa cum îi spune și numele. Ce să zic, mi-a plăcut foarte mult parfumul acesta, dar am o grămadă de parfumuri fresh în colecția mea pe care le port, dar nu pot să zic că sunt o mare fană a parfumurilor super, super fresh. Și dacă ați văzut clipurile mele, probabil că ați observat că mă îndrept înspre citrice foarte suculente, care să aibă și un iz mai dulce. Adică mai am parfumuri fresh, însă nu pot să zic că mă omor după ele. După cum vedeți, tot mi-am propus să-l port și uite că nu l-am purtat și gata, o să plece din colecția mea. Și tot așa, un parfum proaspăt, un parfum aromatic, un parfum frumos, care, după care nu am întins mâna, nu am simțit nevoia să-l port și mi-am propus să nu mai port parfumuri dacă nu mă bucură 100%, de aceea și vreau să renunț la foarte multe parfumuri din colecția mea, vreau să port doar ce mă bucură 100%. Iar acest Gucci Mémoire d'un Odeur îmi place, dar nu mă nebunește, nu este chiar genul meu și o să plece. Un alt parfum care o să plece din colecția mea este acest parfum de la Zara. Este o ediție veche, se numește Acord numărul 2 Oriental și eu mai am în colecție unul care seamănă cu acesta în uscare foarte bine. Să știți că acesta este un parfum foarte interesant. Are o deschidere cumva lemnoasă, cumva uscată, mi se pare o deschidere uscată, așa, cam nati, ca niște alune uscate, nici nu știu ce note are, eu vă spun ce simt eu în el. Însă atunci când se usucă, miroase a parcă a vanilie, a caramel, a o vanilie super zaharicioasă și caldă și dulce. Am ceva care seamănă cu acesta, cred că este un parfum de la L'Occitane care seamănă foarte bine cu acesta, cum miroase acesta în bază, cum se dezvoltă, pentru că, sinceră să fiu, deschiderea mie mi se pare un pic masculină. Cel puțin pentru mine, știți că eu nu prea sunt cu parfumurile foarte care se duc înspre masculin. Sunt destul de sensibilă la treaba asta și sunt sigură că multe persoane nu o să-l vadă atât de masculin în deschidere cum îl văd eu, dar îl dau și pentru că mai am un parfum care seamănă cu acesta. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este Black Mask Eau de Parfum de la The Body Shop.
pleacă pentru că mai am în colecție parfumuri care seamănă cu acesta și mai am de selectat parfumuri care trebuie să plece. După această selecție, să știți că vom rămâne la un video de declutter pe lună. De data aceasta, pentru că mi-am propus să fac proiectul acesta și să renunț și să fac o curățenie generală, avem mai multe parfumuri, dar vom rămâne la un video de declutter pe lună. Un alt parfum la care voi renunța este acest, cum se numește? Musk Wild Vanille. Da, avem musk, este de la Latafa parfumul. Avem musk vanilie și cred că avem și niște citrice, așa simt eu, în el. Este un parfum proaspăt, moscat, vanilat, dar rămâne în zona asta de fresh, poate un pic săpunos. Vă spun sincer că cu acest proiect nici nu am mai apucat să-l port pe acesta cum se cuvine și să-l analizez foarte bine, dar mi-am dat seama că am foarte multe parfumuri cu musc în colecție și cu siguranță nu o să am cum să folosesc atâtea, dar este un parfum frumos, chiar este frumos, este proaspăt, este dulce, este vanilat, are un iz cumva, nu știu, wild, exact așa cum îi spune și numele. E frumos, îmi place și lichidul, dar îmi plac multe, multe îmi plac și chiar vreau să fac curățenie. Un alt parfum la care renunț este acest Beyoncé Heat Rush. Renunț la el pentru că mai am unul în colecție și nu, cu siguranță nu o să reușesc să folosesc eu atâtea parfumuri. L-am folosit de vreo două ori în această vară. Este un parfum de vară, este o apă de toaletă, este un parfum discontinuat care nu se mai găsește și din ce țin eu minte că nu l-am mai purtat recent, dar mai bine îl pulverizăm și vă spun și cum miroase. Da, gata, mi-am amintit. Este un parfum bombonicios cu niște cireșe bombonicioase. E frumos, este un parfum frumos, mă duce cu gândul la parfumurile de la Escada. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este Salvador Dali Purple Lips Sensual, o să vă scriu pe ecran. Ei bine, renunț la acest parfum pentru că deși mi se pare un parfum frumos, sunt sigură că nu o să întind mâna după el și atunci prefer să renunț la el. Următorul este acest Dracula, o să vă scriu și casa pe ecran pentru că nu mai țin minte cum se numește, Voyage, ceva de genul. Din nou este un parfum dulce, aromatic, mi se pare că seamănă un pic cu niște dropsuri, probabil că are combinația de cedru și lămâie, nu mai știu ce note are, însă renunț la acesta pentru că am foarte multe parfumuri în colecție aromatice și o să mai fac curățenie în acestea. Când ai multe parfumuri, vara oricum este destul de scurtă încât să poți să le folosești pe toate. Haide să vorbim puțin despre acest parfum care va pleca din colecția mea. Este vorba despre Elisab Le Parfum și pot să vă zic că de la început nu am fost 100% sigură de parfumul acesta, că îmi place prea mult sau 100%. Nu mi-a plăcut de la început 100%, dar am zis să-l port, să văd cum se dezvoltă pe mine, să văd cum îl simt și așa mai departe. Nu mai vreau să-mi dau cu părerea de la prima pulverizare despre un parfum, pentru că de multe ori m-am înșelat, când l-am folosit a doua oară mi s-a părut wow. Dar mai am în colecția mea un parfum care mă duce în zona asta. Este vorba despre Elisab Le Parfum in White, de fapt. Eu nu prea am fost atrasă de linia aceasta de la Elisab. Mie îmi place linia cu Girl of Now. Am unul în colecție din această linie Royal,
pe care l-ați văzut în clipul cu parfumul semnătură, acela îmi place mai mult decât acesta, dar după cum ați văzut, eu nu am Elisable Parfum originalul pentru că am considerat că nu mi se potrivește și nici acesta nu mi se potrivește 100%. Acum chiar vreau să fac o curățenie generală și voi renunța la el, chiar dacă nu pot să zic că este un parfum care îmi displace, ci nu mi se potrivește. Mai am unul care este de la Marc Jacobs, Sexy Amber. Da, pe el îl duc în aceeași zonă ca și pe acesta, însă acela este un pic mai agresiv decât acesta. Acesta mi se pare mai finuț, mai feminin. Mă duce cu gândul la o mireasă parfumul acesta. Mie îmi miroase a flori albe. Mi se pare cumva cremos, un pic lactonic. Eu mai am ceva care mă duce în zona asta, un parfum de nișă de la Muaj. Și îl am pe acela, iar aici simt flori albe cremoase, ambră. Simt un parfum seducător și finuț, feminin, elegant. Simt ceva mentolat în el, nu știu ce este, și mai simt în el și ceva cumva balsamic, cremos, așa super cremos. Este un parfum interesant, dar o să renunț la el pentru că mai am și alte parfumuri care se duc în zona asta. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest DKNY, Donna Karan New York, se numește Be Tempted. Mai am unul, mi se pare că Night, dacă nu mă înșel, rămâne acela în colecția mea și pleacă acesta. Este un parfum cu fructe, un parfum siropos, cumva mă duce cu gândul la Dolce & Gabbana numărul 2. Ceva de genul pe acolo. Da, din nou, mai am și alte parfumuri care seamănă cu acesta, dar oricum nu prea am întins mâna după el. Și acum trecem la niște parfumuri discontinuate și vintage. Avem așa Sun Moon Stars de la Karl Lagerfeld, această sticlă minunată. Am mai avut una, a plecat și aceea din colecția mea și am decis să plece și aceasta. Pentru că cu siguranță sunt persoane care o caută și eu nu am întins mâna de un an de zile să port acest parfum, așa că nu are rost să rămână în colecția mea, măcar să plece către o persoană care poartă un astfel de parfum. Apoi am aici Neroli de la Nick Gutal, o variantă veche, o floare proaspătă și puternică în același timp. Nu este genul meu și acesta o să plece din colecția mea. Un alt parfum care pleacă este acest Split, Eau de Toilette numărul 5 de la Chanel. O să plece din colecția mea, eu am mai multe parfumuri de la Chanel și vreau să renunț la unele dintre ele. Un alt parfum care nu se mai găsește, știu că acesta are ceva macaron în compoziție, avem Please Please. Varianta asta mauve de la Issey Miyake, o să plece și ea. Are violetă, dacă nu mă înșel, are și combinația aia de violetă și macaron și miroase bine parfumul, dar eu și violeta nu ne prea înțelegem în ultima perioadă, oricum am o grămadă de parfumuri cu violetă. Și un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Giordani Gold Shine, apă de parfum, variantă veche de la Oriflame. Din nou este un parfum pe care nu prea l-am văzut pe la multă lume, pe care l-am ținut în dulap, am zis că o să-l port, nu l-am purtat și m-am hotărât să plece. Acestea sunt toate parfumurile care pleacă din colecția mea. Din acest declutter numărul 2 din august, voi reveni cu un alt video de declutter în septembrie și da, probabil că o să ziceți, vai, dar de ce renunți la atât de multe parfumuri din colecția ta? Să știți că sunt hotărâtă să renunț la și mai multe parfumuri din colecția mea, pentru că
unele pleacă, altele vin, descoperim mai multe parfumuri, descoperim ce ne place și cam asta este. Chiar vă recomand și vouă să renunțați la parfumuri care nu vă plac 100% și să purtați tot ce vă umple de bucurie. Aștept cu drag comentariile voastre. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel, să fiți notificați atunci când postez un video nou și să lăsați și un like. Doresc o zi minunată! Pa, pa! Me wings.